Salut, bună seara și vouă! Bună seara! Numele meu este Marius Covache și am foarte, foarte mare emoții în seara asta, pentru că nu știu dacă v-ați dat seama după piesa aia pe care am intrat, sau după mișcarea asta extraordinară de șold, sau după față. Eu sunt un pic ceea ce în limbaj academic se cheamă România Țigan. Și ideea e că sunt foarte panicat că mă văd într-o sală plină cu români care se uită toți la mine. Hai să facem în felul următor. Dacă mai sunt frați de-ai mei bruneți în sală, să rugați să scoată mâinile din buzunarele vecinilor și să aplaude. Super tare. Hai că e blana asta. Bă, uite, mi-a mai trecut. Când mă simt singur e foarte dubios. M-am întrebat tot timpul, de ce sunt așa de panicat, bă, de români? În afară de România, care te pun să stai față, profil, față. De ce sunt panicat de români? Și cred că chestia asta e o sechelă de-a mea din copilărie, pentru că absolut de fiecare dată când făceam câte o boahănă, câte o trăznaie, câte o tâmpenie, mama se uita ferm la mine și mi-a zis: Dobitocule, dacă nu ești cu mine, te dau la român. Ăștia sunt în stare să te spele. E bun, mă, asta. Dar asta are față de mexican. Da. Nu? Ești că e mexican. Hey, Pedro, unde sta la chupacabra? Nu știu dacă v-ați prins un pic până acum, dar eu am avut o copilărie destul de nefericită. În sensul că ai mei mie nu mi-au cumpărat niciodată jucării. Serios. Chiar a fost o problemă pentru mine. Bine, asta nu însemna neapărat că nu am jucării. Că tot ce trebuia să fac era să ies afară să mi le culeg. Era foarte ok. Era pe sistemul, dacă Mihai să spunea: uite, Marius, am o minge nouă, îl corectam: boss, avem o minge nouă. Ții minte că prietenul meu, Gigel, din copilărie, m-a strigat într-o zi și zice: uite, Marius, mi-am luat bicicletă. I-am răspuns: plimbă-te azi cu ea, boss, că de mâine stă la mine. Da. Băi, îmi pare rău, dar chiar nu pot să trec peste faza asta cu emoțiile. M-ar ajuta foarte tare dacă are cineva să-mi dea și mie o țigară, mă liniștește foarte. Dar poți, Mihai, te rog? Păi vreau și eu. Ia uite-l, bă, mâncă. Și fumează și de-astea scumpe. Mâncați, ești talentul tău. Poți să-ți iau și bricheta, te rog? De tot sau? Stă la el. Rămâne de învățat. Bă, îmi tremură mâinile, nu pot să iau o țigară din pachete. Ești nebun. Mersi mult, Mihai. Aplauze pentru Mihai, că și-a rupt o țigară de la gură să dea unui țigan amărât. Dar uite, Mihai e genul de spectator care nu prea este atent la spectacole. Eu am zis că sunt țigan și na, noi ne descurcăm așa cum putem. Faza e că eu nici măcar nu fumez, dar am zis în platou toată ziua asta, gluma asta, și am pachetul plin. Serios. Bă, alea țigările mele! Și nu știu, poate unii dintre voi vă întrebați: bă, cum dracu a ajuns să stai la umor, pe bune? Fix la fel cum am ajuns și la facultate. Pe locurile rezervate pentru romi. Am fost acolo. Mi se pare că autoironia intră în, este în apanajul unui om inteligent. La fel ca și simțul umorului, de altfel. Un om prost n-are cum să fie autoironic. De fapt, un om prost nu poate să fie nici ironic, dar emite autoironic. Ești de acord? Total de acord. Dacă tot am ajuns aici, vreau să fac un pic de lumină în toată povestea asta cu subiectul cu țiganii. Pentru că se pare că e acoperit așa de tabu și misticism și mă enervează chestia asta. V-ați gândit vreodată câte feluri de țigani există? V-ați gândit? Mă, cel puțin în mintea mea sunt trei mari categorii de țigani. Sunt țiganii nesuferiți, cum sunt eu, cum e Connector, pana mea. Asta e, vara nu dormim. E mare, mare, mare căldură. Aia e, boss. Sunt țiganii aia în a doua țiganii de categoria a doua, aia care sunt și nesuferiți și plini de bani. Bă, opulenți, bă. Aia cu burțile alea mari, știți? Cu cefele alea late, care merg toată ziua în merțane și au palate, cum e Nelson Mondialul, știți? Și a treia mare categorie de țigani, pe care eu personal o suport cel mai puțin, sunt țiganii aia care sunt, bă, și nesuferiți și plini de bani, mega opulenți. Merțane, palate, burți mari, cefelate, bărbile alea imense, sunt plini de aur din cap până în picioare, cum e patriarhul Daniel. Și cu asta eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Am fost Marius Covache, vă mulțumesc! Fun.
Marius poate fi un număr de finală. Bine de tot! Dom'le, ce surpriză! Dar chiar, serios, chiar nu mâncam c***. Uite-te un pic. În anumite momente s-a văzut ca emoții, dar... A fost atât de bine ce a văzut încât a avut foarte puțină relevanță. Da, e ok. Super. Ești foarte bun. Numărul ăsta cu țiganii... Se mai prelungește, adică aș fi vrut să vă mai zic, dar mai las și pentru finală, că na... Nu, vreau să te întreb dacă l-ai făcut în sală și n-ai avut niciodată probleme. Lumea se amuză de chestia asta și râd împreună cu români de chestia asta, râd împreună cu țigani de chestia asta, e foarte mișto. Mie mi se pare că un om care se supără la o glumă trebuie să fie foarte prost ca să se supere la o glumă. Și nu prea mai sunt oameni proști, adică eu cel puțin nu i-am întâlnit. Oh! Bine! Cred că stai mult în casă. Da. Mai ieși afară. Măcar duc. Am această calitate de a fi prost. Mă supăr la glume. Bă, trecând peste faptul că mi-a plăcut foarte tare, prefer acest tip de umor și în viața de zi cu zi, țin să te atrag atenția că a fost foarte bine. Îmi datorez o bicicletă, o minge, doi rucsaci plin cu gumă de mestecat turbo. Stai că acum dacă e de dat înapoi trebuie să... Când îți iei tezaurul... N-aveam nicio șansă când eram mic să te bat pe tine pentru mine. Ba da. Da? Serios? Ba da. Tocmai asta e farmecul. Și acum toată lumea plânge. Deci crede-mă că n-am așteptat în viața mea un vot cum îl aștept pe ăsta. Sincer, nici eu. Și uite că a ieșit Iohannis.